De câteva zile am descoperit sau redescoperit sporuri care mai de care mai ridicole sau mai generatoare de indignare și controverse. Vă amintiți de toate cele legate de încordarea neuropsihică, de aplicarea prerogativelor pentru care oricum de aia te duci la serviciu, sporul descris la calculator pentru mulți funcționari sau de complexitate a muncii pentru alte categorii de salariați. Și continuă să vină în fiecare zi exemple. Astăzi am aflat de pildă despre sporul de tunel pe care îl iau și juriștii, și contabilii, și experții în achiziții publice din Metrorex, care lucrează în sediul din Bulevardul Dinicu Golescu, nu în vreun tunel sau în vreo stație din subteran ca mecanicii sau casierele. Sau despre sporul de condiții vătămătoare pentru economiștii sau operatorii de date dintr-un spital, care nu au legătură nici cu sala de operație, nici cu saloanele, știu eu, unde stau bolnavii și așa mai departe. Și totuși, despre sporuri putem doar să vorbim deocamdată, pentru că eventuala lor tăiere mai are de așteptat. S-a pasat către Parlament problema, va fi probabil un mega pachet pentru perioada următoare, care să includă și o reașezare a salarizării unitare în sectorul bugetar și o reașezare a sistemului de pensii. Despre toate vorbim cu ministrul muncii, Raluca Turcan. Bună seara! Bun venit. Bună seara! Ce facem cu sporurile, doamna ministru? Pentru că, da, ne amuzăm, ne indignăm, mai scoatem din sertare ce mai descoperim, ca predecesoarea dumneavoastră, doamna Alexandru. Le analizăm serios, nu heirupist, și tratăm subiectul cu maximă responsabilitate. Pe mine mă revoltă faptul că se vorbește despre sporuri, despre restructurări instituționale în perioade dificile și în general când nu suntem în perioade de campanie electorală, după care, dacă trece o perioadă și nu rezolv problema, se uită aspectul și revine peste câțiva ani. Eu nu vreau să facem aceeași greșeală pe care am făcut-o an și an la rând. Așadar, ajunși în acest mandat, într-o perioadă în care realmente nu mai avem provocări electorale înainte, dorim ca subiectul acesta al salarizării în sistemul public să fie tratat în ansamblul său, astfel încât el să fie just, motivant, eficient și să apropie instituțiile de cetățeni. Iertați-mă o clipă, nu faceți discuția asta când există deja o presiune a bugetului, pentru că a fost o coincidență vizibilă de pe lună. Că în momentul în care discutam de lipsa banilor la buget, au apărut discuțiile despre uite câte sporuri se încasează nejustificat. Exact. Păi e și asta o formă de presiune, nu? Foarte mulți au început să vorbească despre sporuri și să le arunce în stânga și în dreapta acum, că avem presiunea bugetară. Păi colega noastră de partid înțeleg că nu face bine, că a făcut asta, asta noi ne spuneți? Noi ne-am propus ca acest subiect al sporurilor să fie o temă tratată împreună cu legea salarizării bugetare, astfel încât să nu aruncăm anatema nejustificat pentru sectorul bugetar. Sectorul bugetar nu este format în totalitate din puturoși, cum lasă unii care vehiculează astfel de sporuri, știți, într-un mod de dezbinare, să se înțeleagă că toți cei din sectorul bugetar primesc sporuri fără să muncească. Recunoașteți că asta este una dintre ideile care încearcă să se propage în ultima perioadă, în ultimele zile? Ce știm că facem este să separăm... Sunt unele sporuri care sunt acordate pentru condiții de muncă dificile. Exact. Acelea trebuie privite serios și lăsate. Sunt unele sporuri nejustificate. Acelea trebuie tăiate. Sunt unele sporuri care sunt motivante. Trebuie analizate, să vedem cât de motivante sunt. Sunt unele sporuri care, pentru anumite categorii din sectorul public, asigură o completare a veniturilor care garantează viața de zi cu zi. Dar nu cumva aici e greșeala, doamna ministru? Domnule Mușat, nu cumva aici e greșeala? Iertați-mă. De fapt, se mărește salariul artificial prin sporuri, în loc să li se dea de la început un salariu decent pentru palierul profesional pe care îl reprezintă? Ca și angajat, primești un spor care îți asigură deplasarea într-o zonă izolată. Asta este altceva. Da, îți mărește salariul, îți mărește venitul, exact, îți mărește salariul și îți completează venitul și atunci este un spor justificat. Perfect de acord. Nu putem veni acum să spunem
tem toate sporurile. Toți salariații din sectorul bugetar sunt îmbuibați. Dar cei care iau un spor că scriu la calculator, dacă li se pare că trebuie să primească mai mult pentru asta, ar trebui să-și negocieze un salariu de la început mai mare, care să presupună scrisul la calculator? Am început să analizăm acest subiect al sporurilor încă din prima zi de mandat. Nu acum că a venit bugetul și nu știm cum să scoatem cămașa și dăm din colț în colț. Din prima zi de mandat, dacă vă amintiți, am spus așa, avem câțiva cartofi fierbinți. Avem subiectul pensiilor. Într-un sistem inechitabil, cu niște promisiuni nesustenabile, cu niște inechități greu de suportat între pensiile speciale și pensiile din sistemul public, acest subiect trebuie tratat serios. Am făcut ceea ce trebuiau să facă alții acum 2 ani, am început evaluarea dosarelor de pensie, 5 milioane urmează să fie recalculate într-un an jumate. Al doilea cartof fierbinte este acela al salarizării din sistemul public. N-am spus-o acum că a venit bugetul și n-avem suficienți bani. Am spus-o de la începutul mandatului și pentru asta am chemat partenerii sociali să vedem exact cum se poziționează față de fiecare categorie ocupațională. Ne-am chemat inclusiv astăzi, am avut o altă discuție, analizăm spor cu spor, astfel încât să încercăm să eliminăm din inechitățile unei legi care trebuia să fie unitară, dar numai unitară nu mai este. Și vă dau un exemplu. Sunt unele salarii în sistemul public care sunt raportate la salariile de bază din 2018, altele la salariul în plată, altele raportate la salariul de bază din 2022. Ceea ce generează, evident, o inechitate. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Adică cum stabilește fiecare instituție sau fiecare ramură profesională? Excepții. Păi nu, dar au voie să facă asta? Eu sunt neștiutor, lămuriți-mă, vă rog. În momentul în care se modifică legea, poți să faci lucrul acesta. Poți să invoci salariul din 2022 la care vei ajunge și să calculezi un sport pe baza lui încă de acum? Exact, s-a creat o grilă de majorare a salariilor de bază și unele categorii profesionale au spus foarte bine, noi vrem acum să fim plătiți la nivelul salariului de bază din anul 2022. Alții sunt plătiți la nivelul salariului din 2018. Avem datoria să intervenim lucrurile aici. Astea, iertați-mă, interveniți prin a face ordine sau interveniți și prin a penaliza? Adică mi se pare că frizează, iertați-mă, dar și ilegalitatea într-o oarecare măsură, nu dacă înțeleg eu bine. Ilegal, pentru să vii să calculezi unora un spor bazat pe 2018 și unora un spor bazat pe viitorul din 2022. Atâta timp cât s-au făcut prin modificări legislative, nu este nimic ilegal. Au avut susținere parlamentară, Parlamentul a modificat legea salarizării unitare și care din unitar, așa cum am zis, a devenit neunitar. După care, pe fiecare categorie profesională, luăm sporurile existente. Pe unele le reducem, da? Le eliminăm. Cum ar fi, nu știu, vă dau un exemplu, sporul de confidențialitate, da? Care până la urmă nu și-are locul. Dacă ești într-un domeniu în care nu trebuie să dezvălui informații, nu trebuie să primești un spor pentru lucrul acesta. După care, unele dintre ele pot fi acordate în sumă fixă, pentru că sunt unii oameni care muncesc în aceleași condiții și dacă au un salariu de bază diferit, sporul raportându-se la salariul de bază, în aceleași condiții au sporuri diferite, ceea ce iarăși creează inechitate. Și mai mult decât atât, dorim să introducem o grilă în anumite domenii unde nu sunt grile de salarizare. Și de aceea au apărut foarte multe inechități, mai ales în administrația publică, cu diferențe flagrante între administrația publică locală și administrația publică centrală și, surprinzător, chiar de la administrație, structurile asociative ale primăriilor, municipiilor și comunelor, ne-au venit solicitări să luăm în calcul introducerea acestei grile. Vă întrebam mai devreme, nu mi-ați răspuns, o criticați practic pe doamna Alexandru pentru că a scos sporurile astea în preajma bugetului când n-ar fi trebuit și ar fi trebuit să aibă loc o discuție mai serioasă, că asta am înțeles. Nu, s-a înțeles greșit, eu nu critic nimic. Eu spun doar că am o altă manieră de a trata subiectul sporului. Nu poți să tratezi o completare a veniturilor care pe fond
Asta înseamnă, da, că sunt factori motivanți, că sunt condiții de muncă, sporurile completează veniturile. Dar nu pentru cumva asta e de criticat, doamna ministru, uitați-mă, exact asta mi se pare de criticat, că oamenii își maschează creșterile de salariu adăugându-și niște sporuri. Aceste sporuri, unele dintre ele, sunt ridicole. Eu adică... v-am dat exemplu și aici ne diferențiem dacă dumneavoastră, sau nu mă fac eu înțeleasă, este firesc să-ți completezi veniturile, de aceea primești spor. Atunci când ai condiții dificile sau când faci performanță. Exact. Când vrei un salariu mai mare, ceri un salariu mai mare. Acolo... Nu ți inventezi spor de muncă complexă sau spor de tunel când tu ești o contabilă din Ministerul de pe Bulevard Dogolescu. Exact acolo vrem să ajungem. Sunt unii pentru care sporurile sunt completări de venituri și sunt juste și sunt sporuri care pentru unii sunt subterfugii și sunt injuste. Ne-am înțeles atunci. Și atunci... Mie mi se pare firesc să facem această diferențiere, pentru că în același timp, în sectorul public, avem aproximativ 60.000 de oameni care sunt plătiți cu salariul minim pe economie. Ori un spor, oricare ar fi el, chiar și sporul de hrană, știți că a fost vehiculat, înseamnă o completare a veniturilor cu o sumă care poate să însemne plata unei rate la bancă pentru o garsonieră. Dumneavoastră credeți că ne putem permite să ne jucăm așa de azi pe mâine să tăiem otova la toată lumea? Eu nu cred că ne putem permite. Dar înghețatul reprezintă o tăiere de azi pe mâine, de exemplu? Înghețatul la nivelul anterior? Acum, ceea ce se întâmplă anul ăsta? Suntem cu toții oameni raționali. Că fiecare o să-i voce o nedreptate. Iertați-mă, eu vă înțeleg empatia și e firească, o avem cu toții. Înghețatul nu este o tăiere, domnule Mușat. Nu, înghețatul da, spună... înseamnă să rămâi la același nivel al veniturilor. Nu putem avea aceeași abordare pe care unii am încercat să o insufle cei din PSD, dacă vă aduceți aminte, îmi cer scuze că aduc o formațiune politică în discuție, dar pe fund așa s-a întâmplat, când au încercat din pix, fără nici cel mai mic efort sau onestitate, să spună că de la 1 septembrie 2021 pensiile vor crește cu 40% și o grămadă de pensionari au ajuns să creadă că pensiile într-adevăr pot crește cu 40%, când de fapt niciun decident pe fond nu a considerat că acest efort este suportabil bugetar. Și mai mult decât atât, au încercat să indoctrineze, să-i manipuleze și să spună, domnule, dacă nu crești cu 40% și crești doar cu 14%, cum a făcut PNL-ul, înseamnă că ai o scădere de 26%. Noi nu putem fi în aceeași logică a manipulării și dezinformării. Noi, o înghețare înseamnă să rămâi la același nivel al veniturilor, pe când scăderi dramatice sau tăieri de venituri reprezintă o cu totul altă discuție pe care eu nu pot să o susțin în acest moment, așa, fără justificări, argumente extrem de temeinice și pe fond, vă mai spun un lucru și vă rog să considerați că vă spun cu toată responsabilitatea. Da, putem vorbi despre reajustări de cheltuieli în marile sisteme publice, pensii, salarizare, asistență socială. În același timp trebuie să mă uit și la partea de venituri și vreau să văd eforturi că ne cresc colectările la bugetul statului și că ne cresc veniturile, că se restructurează marile companii, că se fac eforturi și pe partea cealaltă de, să spunem, de creștere a veniturilor companiilor și nu numai a veniturilor statului și nu numai pe partea de cheltuieli în niște sisteme care pe fond le țin pe celelalte. Întrebarea e ce faceți cu banii ăștia pe care îi cheltuiți în plus? Că dacă și ei se duc spre asta și nu se dirigează spre altceva, e foarte lăudabil că se colectează mai mult, dar poate ar trebui să ne uităm și la ce destinație primesc acești bani. Mi se pare iar companiile sunt maestre, din câte am văzut, multe dintre ele sunt maestre în a folosi banii pe care reușesc să-i obțină companiile care se autofinanțează, mărindu-și, pompându-și banii în ele însele, ca să zic așa, nu în a face investiții, nu în a da banii statului ca să-i investească în diverse proiecte, ci avem un milion de euro, profit anul ăsta. Ce facem? Hai să-l împărțim între cei 15.000 de membri ai Consiliului de Administrație. Dacă vorbim de eficiență, atunci eficiența trebuie să fie de sus până jos în toate domeniile. Nu doar în domeniul pensiilor, salarizării publice și, nu știu, sănătății și educației, că sunt iarăși mari sisteme publice. Vreau să vedem eficiență în toate instituțiile publice ale statului român, inclusiv acolo unde se face colectarea.
Deci eu am o problemă pentru că știu că la nivel de colectare suntem încă sub media europeană și trebuie să facem eforturi și acolo foarte, foarte mari. Pentru că altfel apare un sentiment de injustețe în societate, da? Adică strângi cureaua acolo unde de obicei oamenii sunt, să spunem, mai necăjiți și sunt obișnuiți cu constrângerile, dar nu reușești să corectezi lucrurile în domenii mai delicate. Uite, poate un spor ar merita cei care reușesc să impulsioneze această colectare din instituții ale statului. Luăm în calcul și unul care declanșează o mare colectare într-un domeniu să fie premiat sau să-i se dea un spor, eu știu, dacă putem vorbi de spor și nu de primă. Și introducerea unor factori motivaționali. De exemplu, sporul pe fonduri europene să fie primit dacă într-adevăr sunt decontabile sporurile respective pe fonduri europene. Adică dacă ai atras fonduri europene și poți să-ți decontezi sporul respectiv. Sau alte tipologii de sporuri motivaționale care să-ți crească de fapt eficiența instituției. Mulți le-ar spune prime pentru că în mediul privat se practică mai degrabă prima, sporul e ceva permanent pe care îl obții raportat la salariu și pare că faci performanță tot timpul. Contează dacă faci performanță puțin, tot timpul, repet, negociază-ți un salariu mai bun. Contează mai puțin cum le denumim, de altfel și acum pe legislație există sporuri motivaționale care nu se dau constant și care din nefericire nu sunt folosite și sunt preferate alte tipuri de sporuri pe care le dau tot timpul pentru toată lumea, ne reușind să facă diferențieri și până la urmă performanță în locurile unde ele se acordă. Deci chestiunea se duce la stimularea performanței. Da. Chestiunea se duce la Parlament. Cum ziceam, toate sunt legate într-un fel sau altul. Reașezarea sistemului de salarizare în domeniul bugetar va fi și ea subiect de renegociere în Parlament, adică să ia legea pe care a elaborat-o PSD-ul cu ceva ani în urmă și care promitea calendarul ăsta până în 2022 de care ziceați și se ajustează conform căror grile noi, ca să zic așa, căror parametri, dacă n-a fost bună. Așa cum vă spuneam, e un proces de durată, nu se întâmplă de azi pe mâine și nici nu vreau să creăm false așteptări. Am încercat să conving cât mai multă lume ca subiectul sporurilor să fie tratat în ansamblul salarizării în sistemul public și să luăm efectiv la puricat spor cu spor, domeniu cu domeniu, categorie ocupațională cu categorie ocupațională, astfel încât când vom face o propunere și o vom transmite la Parlament, noi să avem sentimentul justeții, echității și eficientizării instituțiilor. Există un orizont publice de timp pentru asta? Anul ăsta, în primii 2 ani de mandat, evident în primele 6 luni? Evident că ne dorim anul acesta și chiar în următoarele luni. Lucrăm. Avem deja stabilite principiile, am început consultări, avem un grup de lucru la nivelul Ministerului Muncii cu reprezentanți și din alte ministere. Am avut consultări și cu partenerii sociali, în special din partea de sector public și vom continua cu fiecare categorie ocupațională. De altfel, așa s-a procedat și înainte și mai mult decât atât, aș dori să luăm și consultanță de la Banca Mondială, Comisia Europeană, pentru că nu ne-am născut învățați, ne uităm la sisteme care funcționează și care sunt motivante și care au făcut ca instituțiile statului să fie mai suple, mai aproape de ceea ce trebuie să ofere cetățeanului. În același timp, v-am spus, eu susțin în egală măsură și sectorul privat și sectorul public. Și astăzi, chiar în discuțiile cu niște parteneri sociali, am auzit un lucru pe care l-am rugat să-mi permită să-l repet, și anume, da, susțin economia privată, angajatorii creează locuri de muncă plus valoare, crește competitivitatea mai repede, dar în același timp, sistemul educațional pregătește oamenii din sectorul privat, sistemul de sănătate salvează vieți ale oamenilor care lucrează în sectorul privat. Sectorul privat este apărat de sectorul public de apărare și de siguranță publică. Așadar, ele nu trebuie puse cap în cap și nu trebuie văzute ca unul împotriva celuilalt. Nu, societatea românească, nu trebuie să disproporționat, corect, profitând acesta de este rezervorul sensul, de bani din partea acesta altă. Este sensul demersului nostru. Și sunt la fel de preocupată și de ce aproximativ 1,4 milioane de angajați din sectorul privat care sunt plătiți cu salariul minim pe economie.
Acolo sunt foarte mulți angajați care de asemenea sunt la limita sărăciei. Să știți că România, pe fund, toate cifrele arată, este o țară necăjită, cu resurse puternice și cu potențial uriaș, dar acum ea este sărăcită. Și dacă vă dau niște cifre, vă înspăimântați. Avem așa 4,9 milioane de pensionari în momentul de față care au o pensie medie de 1500 de lei. 1500 de lei. În timp ce avem 9500 de pensionari cu pensii speciale care au o pensie medie de 9600 de lei. Astăzi am fost la o casă de pensii din București și am întâlnit acolo o doamnă care avea 45 de ani de muncă, urma să se pensioneze cu o pensie de 2300 de lei și calcula un dosar de pensie specială de 23.000 de lei. Aceasta este România noastră. În același deci funcționarea de la casa de pensii, în pragul pensiei, calcula dosarul cuiva după 45 de ani de muncă? Da, calcula un dosar cu o pensie specială de 23.000 de lei și îmi spunea că face asta în fiecare zi și o face corect și dedicat. Este un funcționar în sistemul public. Acest funcționar merită respect și nu merită anatemizat și pus pe toate ecranele, vai ce îmbuibați sunt cei din sistemul de stat. Noi nu putem funcționa probabil dacă oamenii nu trag respectivă va anatemiza pe dumneavoastră parlamentarii care ați beneficia direcție. În teorie unii dintre dumneavoastră de pensii din speciale. Din fericire, foarte multă lume, mă rog, cu care interacționez, se și interesează despre cum am acționat în parcursul carierei mele politice și mulți știu că am votat de fiecare dată împotriva pensiilor speciale ale parlamentarilor și că am luptat și împotriva corupției, că sunt o persoană intransigentă atunci când sunt suspiciuni de lipsă de integritate. Așadar, lăsăm asta la o parte și misiunea noastră, cât o fi ea, un an, o zi, câțiva ani, este ca instituțiile publice să servească cetățeanul și pentru noi interesul public general să primeze. Vorbeați de cei 1,4 milioane de salariați cu salariul minim. Promiteam o discuție și despre eventuala neimpozitare a acestui salariu minim. Ca să nu vă mai spun de cei aproximativ 800 de mii de pensionari care trăiesc cu o pensie minimă socială de 800 de lei. Și acestora li se mai adaugă aproximativ 70 de mii de pensionari care n-au intrat în sistemul de contributivitate și trăiesc cu niște bani de venit pe care minim. Nu este pensia minimă socială, este o formă de remunerare de beneficiu de pe urma soțului sau asistență socială. Se merge către neimpozitarea salariului minim, doamnă ministru? Nu e o teorie pe care am văzut-o de la Ministrul Economiei lansată. Știu, este o opțiune a partenerilor de coaliție, dar în momentul de față nu avem această decizie asumată la nivel de poate guvern. Fi pusă în practică, că merită discutată sau e din aceeași serie, nu, statul nu-și poate permite să renunțe la taxele de pe urma există acestor oameni, argumente. Chiar dacă ei sunt plătiți foarte prost sau, mă rog, cu un nivel există foarte mic. Există și argumente pro și argumente contra, în sensul în care ca și pericole ar putea să conducă la o îngroșare a zonei gri, de lipsă de fiscalizare, de o splitare a afacerilor astfel încât să ai mai mulți, să ai același angajat pe mai multe firme și să-l plătești cu salariu minim, astfel încât să nu mai plătești impozitul la stat. Există și argumente, evident, că ar fi încurajați cei cu, și sprijiniți cei cu venituri mai mici. Una peste alta, cred că la sistemul de control pe care îl avem în România, nu cred că suntem pregătiți acum. Dar ca idee, merită discutată. Pomeneați de numărul acestora și mi-am adus aminte că avem încă niște controverse legate de numărul exact al bugetarilor. Mai ales că premierul spunea că n-aveau cum să fie angajați 14.000 de bugetari într-un an și jumătate de guvernare liberală sau în aproape un an și jumătate, că ar fi văzut ca ministru al finanțelor că cresc cheltuielile bugetare. Mi se pare ușor comic. Știe cineva în țara asta, de fapt, câți bugetari sunt și câți s-au angajat în ultima vreme, doamnă ministru? Câți s-au angajat în ultima vreme, mi-e greu să vă spun acum, însă avem aproximativ 1,2 milioane de angajați în sistemul public. Acestea sunt cifrele și avem aproximativ 6,5 milioane de contracte de muncă înregistrate, cu aproximativ 5,
5, hai să spunem, pe medie, angajați, pentru că sunt unii care au mai multe contracte. Datele au fost furnizate de Finanțe, adică diferența asta de 14.000 a apărut de la datele comunicate în octombrie 2019 de Ministerul Finanțelor față de cele de la 31 decembrie 2020 comunicate de Ministerul Finanțelor. Adică, făcând diferența, rezultă că au apărut 14.000 de bugetari în plus. Sigur, medici, poate, de care am avut nevoie, personal medical, analiză, dar nu numai. Că dar nu, e clar la noi, că nu, numai. La, nu la noi, la Ministerul Muncii, dacă știți, pe perioada stării de urgență și chiar a stării de alertă, în sistemul medical au putut fi angajați oameni pe perioadă determinată în combaterea pandemiei. Și atunci e posibil să se fi creat o intrare de angajați în sistemul public, însă mulți dintre ei nu sunt definitiv pe funcții, pentru că și aici tipurile de angajare sunt diferite. Ai contract pe perioadă determinată, contract pe perioadă nedeterminată. Să ne uităm și la pensii, pensii care nu se mai măresc anul ăsta. Și înțeleg că se are în vedere recalcularea pensiilor. Asta e o chestiune de care de câte ori auzim ne ia cu fiori, că s-a mai încercat așa în diverse etape sau poate s-a mai și procedat la ea în diverse etape. Când auzi că trebuie evaluate toate dosarele de pensie, presupun că primul impuls este cu mâinile de cap. Da, ai și opțiunea să te iei cu mâinile de cap și să nu faci nimic și ai opțiunea să te apuci de treabă. Și noi am făcut lucrul acesta și să știți că nu sunt chiar atât de pesimistă. De ce trebuie avem o recalculate? Avem o dificultate pentru o recalculare mai rapidă a tuturor pensiilor din România, pentru că în momentul de față există aproximativ 250.000 de pensii de agricultori care sunt în format letric. Adică așa. Da, și așa au toate elementele de calculare a pensiilor. Ori dacă cineva, la modul serios, și-ar fi propus să recalculeze toate pensiile, așa cum au promis în decursul anilor, ar fi trebuit ca măcar aceste 250.000 de dosare să le bage într-un format electronic. Ca să mai nu ales mai că vorbim, eu și spun pentru asta, iertați-mă, nu mă cotați. Da. Exact. Ca să nu mai vorbim că sunt încă două tipuri de soft care nu sunt compatibile între ele. Și atunci, inclusiv transferarea unui un număr de aproximativ 3,6 milioane de dosare de pensii într-un alt sistem, cel mai actual, trebuie făcută într-un mix manual cu electronic. De aceea, pentru a asigura această componentă esențială de reformă în calculul pensiilor, vom depune un proiect pe Programul Național de Recuperare și Reziliență, pentru că are componentă de reformă, și vom încerca într-un termen scurt să achiziționăm softuri, echipamente, să plătim personal suplimentar pe perioadă determinată care să colaboreze cu casele de pensii și împreună cu angajații din casele de pensii, pe care o să încercăm să îi stimulăm în plus, să poată să realizeze într-un an și jumătate ceea ce nu s-a făcut până acum niciodată. Cea mai amplă recalculare a pensiilor a fost făcută între 2005 și 2008, dacă nu mă înșel, când au fost calculate în 3 ani un milion de pensii, recalculate un milion de pensii. Noi ne propunem într-un an jumate, accesând fonduri europene, să recalculăm 5 milioane de pensii, ținând cont că în paralel intră și dosare noi în plată. Și angajații caselor de pensii, să știți că nu sunt foarte mulți, casele de pensii în România sunt subdimensionate ca număr de personal, probabil că nimeni nu și-a pus problema și aproape că nu mai au curajul să vorbească de un fapt vizibil, și anume că noi suntem într-o creștere cu numărul de pensionari și că în casele de pensii trebuie să îți adaptezi resursa umană la cererea pe care o ai. Dar, mă rog, vom încerca să acoperim aceste disfuncționalități, să tehnologizăm casele de pensii astfel încât să putem să realizăm acest proces, care, de fapt, înseamnă introducerea tuturor dosarelor de pensii pe niște parametri în format electronic. Când finalizăm legislativ formula de recalculare a pensiilor, doar se operează în softul respectiv formula și pensiile se recalculează într-un termen foarte scurt. Bun, acum că toți suntem la pensii și că tot pomeneați mai devreme de răutățile PSD,
explicați-mi, vă rog, dacă știți, ce înseamnă că mărirea pensiilor cu 8% a fost prevăzută în programul electoral al PNL, nu în cel de guvernare. Formula aia aparține premierului. Nu înțeleg ce s-a întâmplat între programul electoral al PNL și programul de guvernare. S-a pierdut chestia asta pe drum, adică justificarea asta că noi v-am promis ceva, dar după aia ne-am pomenit într-o coaliție și ce? N-au fost celelalte părți de acord? Sau la negocierea programului de guvernare s-a constatat că nu sunt bani și atunci a dispărut din program ceea ce era trecut în programul electoral? Noi după cum cunoaște deja toată lumea, ne-am asumat la 1 septembrie 2020 o majorare a punctului de pensie cu 14%. Evident că ne-am fi dorit ca și anul acesta pensiile să fie indexate cel puțin cu rata inflației și o parte 50% din cel puțin, da, din creșterea câștigului salarial mediu brut. În programul de guvernare aveam o intenție de majorare, să spunem, a punctului de pensie pe legea în vigoare de aproximativ 8% în condițiile în care economia urma să-și revină după perioada de pandemie. Bugetul pe care îl avem în momentul de față ne aduce în situația în care putem plăti până la finalul anului acesta majorarea de 14% făcută anul trecut în septembrie, ceea ce înseamnă un efort bugetar de aproximativ 7,7 miliarde de lei pe lună și până la finalul anului trebuie să subvenționăm din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale cu aproximativ 18,9 miliarde de lei, ca să putem plăti pensiile majorate cu 14% la 1 septembrie 2020. Evident că nu stăm cu mâinile în sân și ne punem niște cifre și vedem cât de mult aceste cifre ne acoperă cheltuielile pe care avem, trebuie să le facem. Și în același minister care se cheamă Muncă și Protecție Socială avem componenta de muncă, adică de ocupare, de sprijinire a angajatorilor, a locurilor de muncă și intenționăm ca în perioada următoare să venim pe lângă măsurile active pe care deja le avem de sprijinire a locurilor de muncă prin sprijinul dat angajatorilor cu alte măsuri active și unele dintre ele produc chiar economii consistente la bugetul de stat. Nu o să vă dau acum, nu o să vă prezint acum acest pachet de legi pentru că am datoria să-l prezint întâi în fața coaliției, dar estimările noastre ne arată că putem face economii de aproximativ 3-4 miliarde doar pe partea de ocupare dacă susținem aceste măsuri active. Ca să nu mai vorbim de intervențiile pe care intenționăm să le facem și pe partea de pensii speciale și de pensii în sistemul public, pentru că intenționăm să introducem opțiunea între pensie și salariu la stat. Adică cei care doresc să lucreze la stat să aibă posibilitatea să se pensioneze chiar mai târziu opțional, dacă vor, dar să nu poată să cumuleze și pensie și salariu. Cu pensiile speciale ce se va întâmpla? Că și ăsta e un subiect iarăși de indignare patriotică, totul până la o decizie. Noi avem în momentul de față în pregătire, în etapa de finalizare a unui proiect de lege care aduce pensiile speciale la sistemul de contributivitate. Lucru care n-ar trebui să-i sperie foarte tare pe beneficiarii de pensii speciale, pentru că în același timp această măsură este integrată într-un set de măsuri pe care vi le-am menționat. Și anume, dacă ai ieșit la pensie și constați că în urma contributivității nu te mulțumește pensia, noi vom da posibilitatea să te reangajezi la stat. Dar să ai doar salariul la stat, să nu mai poți să ai și pensie. De asemenea, să poți să te pensionezi și mai târziu, dacă, nu știu, acum ești beneficiar de o pensie specială și în baza contributivității introdusă de noi
consider că pensia nu are nivelul la care te așteptai, poți să optezi să rămâi, să lucrezi la asta mai mult, îți crește contributivitatea în sistemul de pensie și pensia ta poate să ajungă în câțiva ani exact la, la nivelul la care îl ai acum pe partea de contributivitate. În fiecare an, în bugetul de asigurări sociale, avem inclusiv o parte de plată a pensiilor speciale care se referă fix la contributivitate. Partea cealaltă pe factor favorizant este susținută din bugetul păi, de stat. Stau și mă gândesc cum o să se sperie beneficiarii că partea cu contributivitatea depinde de cei care le plătesc pensiile. Și aici noi am văzut, uneori apar probleme. Li se spune, ne pare rău, n-are cine să vă plătească. Pe când partea cealaltă nu ține de cine plătește pensiile, ține de buget și oamenii ăștia s-au obișnuit să primească banii de la buget, diferența aceea enormă, nu? Care nu depinde de contributivitate și de... Chiar astăzi am fost la o casă de pensii să văd cum arată un dosar de pensie specială. Și are o filă în care îți apare partea de contributivitate, o altă filă în care îți apare partea de factor favorizant și la final îți iese o sumă a pensiilor. Nu sunt motive foarte mari de îngrijorare, pentru că pentru cei mai mulți beneficiari de pensii speciale, să știți că raportul contributivitate-factor favorizant este aproximativ acolo. Sunt doar beneficiarii din sistemul de justiție care au o discrepanță destul de mare între partea de contributivitate și factor favorizant. Acolo vom vedea cum procedăm, pentru că e foarte posibil să ajungem iarăși la, să spunem, o analiză a Curții Constituționale și să aflăm că o asemenea modificare este neconstituțională. O ultimă chestiune, doamna ministru, părea că ați declanșat război împotriva asistaților sociali, să zicem așa, deși categoria implică multe paliere. Nu neapărat toți cei care sunt asistați social ar trebui să desfășoare și acea muncă în folosul comunității, de care unii primari sau președinți de consilii județene tot vorbesc în perioada asta. La fel, sunt tot felul de organizații neguvernamentale care spun că mulți dintre cei cărora li se cere să lucreze nu pot să facă asta, unu, pentru că posturile scoase la concurs nu corespund calificărilor, doi, pentru că li se propun posturi la mare distanță de casă și atunci se recurge la formula venitului minim garantat. Cum tranșăm și povestea asta ca să nu mai zică nimeni că e populism la mijloc? Eu cred că s-a creat o manipulare și o temere total nejustificată. În primul rând, legea în vigoare, ori pentru noi decidenții, legea nu este arbitrară. Legea se respectă. Legea prevede că astfel de analize trebuie făcute la 6 luni. De 2 ani de zile nu s-a mai făcut nicio analiză a beneficiarilor de ajutor social. Scopul acestei campanii pe care noi am declanșat-o nu este să tăiem ajutoare sociale, să-i chinuim pe beneficiarii de ajutor social, ci dimpotrivă, să definim foarte bine profilul persoanelor vulnerabile. Și datele pe care noi le-am cules deja după o săptămână și mai bine de campanie sunt zdrobitoare. Vreau să vă spun că aproximativ 40% din beneficiarii de asistență de ajutor social au sub 8 clase. Ceea ce înseamnă că ei sunt oricum împinși spre sărăcie lucie, nici măcar cursuri de calificare nu poți să faci. Și atunci acolo trebuie să intervii cu programe de tipul a doua șansă. Mai mult decât atât, aproximativ 20% sunt familii monoparentale care au minim 3 copii. Minim 3 copii. Acei copii sunt aruncați în sărăcie lucie. Familiile acelea monoparentale nu pot să trăiască decent cu 142 cât le dă statul pe ajutor social. Acești oameni, dintre care 155.000 de copii care trăiesc în jurul asistenței sociale, 170.000 de titulari și 413.000 beneficiari de drept trăiesc în jurul ajutoarelor sociale și dacă noi nu facem nimic pentru ei, cei care sunt săraci și necăjiți vor fi lăsați acolo și împinși și mai tare spre sărăcie și alții care pot să-și câștige de ce
suficient existența, nu primesc consiliere. De aceea avem echipe mixte. Pe cei vulnerabili ajutăm, vom vorbi cu primăriile, cu consiliile județene, prin Ministerul Muncii pe ajutoare de urgență, vom putea acum, rapid, să-i sprijinim, să atragem fonduri europene, să venim cu pachete integrate de asistență socială, nu doar bănuți, ci educație, sănătate, consiliere, iar pe cei care pot să meargă la muncă, să le dăm șansa să meargă un an în plus la școală cel puțin, să facă cursuri de calificare și 10% au primit repartiții spre angajatori. Nu vi se pare o satisfacție când din aproximativ 10.000 de oameni, 10% dintre ei au primit repartiție să se ducă la angajator, adică au loc de muncă în această țară în care fiecare loc de muncă practic e o șansă spre mai bine în viață. Mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem la actualitatea în câteva momente. Vorbim despre o eventuală, aparent iminentă, taxă pe poluare. Mai multe imediat. Taxă de poluare. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanțoș Barna, a tot vehiculat această idee în ultimele săptămâni. Spune că o dezbatere publică privind oportunitatea introducerii acestei taxe ar putea să înceapă în aprilie, după aprobarea bugetului și după finalizarea discuțiilor privind Programul Național de Relansare și Reziliență. Vă reamintesc, PSD a eliminat în 2016 taxele de poluare, ceea ce a dus la o explozie a importului de mașini second-hand vechi din toată Europa, dar spune actualul ministru, în niciun caz nu poate să decidă Ministerul Mediului dacă aplicăm sau nu o taxă. Am văzut ce s-a întâmplat în ultimii ani, când deciziile au fost luate pe grabă, fără dezbatere publică și fără a analiza situația juridică și am ajuns la procese pierdute la Curtea Europeană de Justiție. Vom lansa dezbateri și discuții cu autoritățile publice locale, unde avem infringement pe poluarea aerului, despre soluțiile care sunt propuse de localități, cât și cu cetățenii. Trebuie să vedem, mai zice Tanțoș Barna, în cazul în care nu va exista nicio taxă, cu ce măsuri putem să venim în vederea reducerii poluării. Stăm de vorbă despre asta cu Dan Trifu, vicepreședintele Asociației Ecocivica. Bună seara, domnule Trifu! Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor. De unde ar trebui începută discuția asta? Adică trebuie să fim în ceea ce zice ministru, că e clubul restrâns al celor care n-au nicio taxă în Uniunea Europeană, sau al celor care, mai mulți, care spun că ar trebui să plătim ceva? Să știți că o taxă de mediu sau un impozit de mediu, o să vedem cum se va numi până la urmă, el ar fi extrem de benefic. Problema este că trebuie să-l folosim în scopul adevărat pentru îmbunătățirea calității mediului. Dumneavoastră ați făcut referire și la faptul că s-a abrogat această taxă. Până la urmă am fost obligați să abrogăm această taxă pentru că Uniunea Europeană și Justiția Europeană ne spunea foarte clar că nu este una unitară aplicată. Adică se aplică numai unor mașini, să spunem, mai poluante, dar până la urmă toate autovehiculele care emit în atmosferă ar trebui să plătească. Cam la acest lucru se referă Uniunea Europeană. Ori nu plătește nimeni, ori plătim cu toți în mod unitar în funcție de cât poluăm. Și noi încă de când era ministrul doamna Răvana Plumb, am stat de vorbă între patru voi și am explicat lucrurile astea, că nu vom putea să rezistăm cu astfel de taxe parțiale, da. Și Uniunea Europeană sigur va interveni. Uh-huh. Ceea ce s-a și întâmplat. Bun. Și am ajuns într-o situație, hai să spunem, un pic ridicolă, în care am încasat mai puțin bani și plătim mai mulți acum înapoi, pentru că se adaugă și inflația la sumele pe care avem să le înapoiem. Dar numai că știți cum e lumea când plătim bani de la bugetul statului pentru daune sau pentru pedepse sau pentru infringement sau mai știu eu pentru ce, n-are senzația că îi scoate personal din buzunar. Sigur că banii aia s-ar putea duce în altceva în folosul fiecăruia dintre noi. Numai că nu e ceva ce plătim fiecare, palpabil. Ori acum s-ar pune problema ca fiecare dintre cei care, eu știu, dețin autoturisme, de exemplu, să plătească ceva. Încurajați ideea asta? Da, încurajez, dar vreau să vă spun ceea ce susținem noi. De-a lungul activității noastre și a experienței noastre, este clar că trebuie să plătim toți cei care emit.
Și anume, și dau un exemplu clar pentru cetățeni, pentru telespectatorii dumneavoastră. Dacă o mașină emite 150 de grame pe kilometru, conform cărții tehnice, atunci să plătesc un impozit de 150 de lei pe an pentru mediu. Numai că acest impozit nu trebuie să constituie buget de stat. A fost condiția și susținem în continuare să nu fie buget, să nu constituie buget de stat, să știu exact ce sumă încasez, ce proiecte pot face pentru îmbunătățirea calității mediului în localități, ce pot face bine pentru păduri, pentru orașe, pentru spațiile verzi urbane, pentru ariile protejate, pentru colectare separată și alte lucruri foarte bine stabilite. În momentul când am această cifră cunoscută de încasări și legea este bine pusă la punct, cetățenii nu cer decât un singur lucru, să cheltuim banii în mod corespunzător, să nu ne trezim că banii sunt sifonați în alte scopuri și cred că ei cu toți ar înțelege. Normal că autovehiculele care nu emit în atmosferă, cum sunt cele electrice, acelea nu trebuie să plătească niciun impozit. Da. Dar dacă am o mașină hibrid și emite 60 de grame de noxe pe kilometru, atunci plătesc și eu 60 de lei. Mulțumesc, domnule Trifu. Discuția cu siguranță e la început și o să mai vorbim despre asta. Mulțumesc.